Hai, salut bă, băieții, și bine v-am regăsit la un nou episod de SAM. De data asta suntem pe rpg.leaguex.ro, Leaguex sau cea în genul ăsta se numește. Aveți IP, DNS, panel, forum, Discord, tot ce trebuie în descriere. În episodul de astăzi vreau eu să prezentăm un pic serverul. Acum văd că mi se vede chat, aici deci noi un agălu 16, all perfect. Și să ne urcăm noi în bolidul nostru și să vă zic cam ce are serverul așa mare. Văd că acum mi se vede chatul, până acum nu mi s-a văzut. Da, v-am zis, aveți tot în descriere. Înainte de toate, dacă sunteți noi pe canalul ăsta, nu uitați să rupeți butonul ăla de subscribe și să apăsați exact cum dați click pe acest videoclip, dacă ați primit notificare, să rupeți butonul de like și de subscribe, desigur, și să facem, nu știu, acolo cât mai multe like-uri, în număr cât mai mare. Suntem cu SADirectX 2.0, să vă zic cum l-am instalat, cine m-a ajutat, cât de mișto e, părerea mea despre el și mai multe chestii, așa că rămâneți până la final. Serverul este unul super mișto, băieți, au și un mod pe special, doar că na, n-o să, o să vorbim și despre mod pe color special. Și hai să-i dăm noi drumul. Băieți au Create Rainbow Vehicle, Premium Vehicle, la ce știți voi, puteți să faceți vehicule la Supreme. De exemplu, hai să ne ducem noi să ne setăm niște bani set. Vali GUMMO, Money, să ne setăm noi niște bănuți aici. Hai să ne mai setăm de fapt niște DR-uri, să ne zicem goto de sus, să ne cumpărăm o mașină, să vedeți cam ce puteți să o puneți pe o mașină. Nu ai nivel 3 set, hai să ne punem noi Vali Gumo și să ne setăm levelul ăsta, că nu mai stau să-l setez acum. Să dăm noi un buy car perfect și să ne ducem noi direct la Fagio, nu ne interesează. Infernus, Hub, ne-am luat noi, nu ai suficienți bani. Money, hai să ne setăm noi money, 16, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, perfect, ne-am setat noi banii, hâți, ne-am luat mașina. Și acum hai să vedem pe unde este, hai să luăm noi VIP vehicle, hâți, Johnule, după aia să luăm Rainbow vehicle, așa. Eroane, nu te afli în acel vehicul, am înțeles, trebuie să-i dau eu ceva în genul /v, vehicle details, 291, get car 291, 291, perfect, mi l-am făcut eu Rainbow și acum să vedem cam ce mai putem să îi mai punem noi mașinii. Am înțeles, să dai un slap car 291, să dăm noi un /v, deci puteți să vă puneți VIP vehicle și VIP plus. Cred că ăsta puteți să vă puneți Supreme vehicle la GPS, dacă dăm noi GPS, locații importante, tuninguri, get premium, pachete, Bitcoin house, premium and Supreme aici, vă duceți, punctul roșu a fost șters, hai să mai dăm noi o dată, goto cp. Perfect și cam aici puteți voi să vă puneți toate nebunile astea. Hai să vedem cât costă, sincer n-am mai văzut premium. Trebuie să ai VIP plus, am înțeles, deci toate să leagă între ele aici cum e toată nebunia asta. Hai să ne luăm și VIP plus acum, după aia dăm Y, ne luăm și noi asta. După aia ne luăm, ai deja unul premium. Și cred că aici este premium și dincolo este așa Supreme, așa am înțeles care este vrăjeala. Hai să-l facem noi și Supreme, nu știu exact care este treaba dacă mi l-am făcut Supreme și toate nebunile astea, vedeți, arată aici. Desigur aveți VIP plus, cam ăsta este shop-ul. Dacă dăm noi shop, vedeți, contul VIP, 800 PP mi l-am luat. VIP plus, mi-am luat VIP-ul. Aveți premium account, boost, job și așa mai departe. Aveți reborn, dacă dăm noi shop și vedeți voi aici account upgrade, aveți account upgrade, aveți reborn-ul, perfect, mi-am cumpărat și reborn-ul. Aveți rolul, spin-ul, pachete, pariuri sportive, aveți vouchere și aveți voucher account, adică prin comanda V, AKK1T, vedeți lucrurile astea, nu ai un V account. Nu știu exact care este voucher account ăsta, cred că e ceva adrigat de reborn și așa mai departe. Aveți premium plus account și emotes. Băieți, am văzut că au Bitcoin, hai să zicem noi până la Bitcoin, să vedem unde este. Ia Bitcoin House, hai să dăm noi un goto cp și să vedem care este nebunia aici. Ia Enter Bitcoin, Enter Bitcoin, coin, perfect. Și să vedem noi cam care este nebunia pe aici. Ia Exit Bitcoin, ia Bitcoin. Nu ai un PC, cum îmi cumpăr un PC? Cum mi cumpăr un PC? Ia să intrăm noi pe băieții ăștia să vedem cum ne cumpărăm noi un calculator. Deci trebuie să ne ducem noi la GPS, pe cât dealer, mai întâi trebuie să ne luăm noi un calculator aici, GOTOKP, perfect. Și să ne luăm noi de aici un PC care costă 25 de milioane, bă, nu e, de fapt e mult, pentru că economia la server este una, de fapt nu e mult, că este una extrem de mare, am văzut că e 2 miliarde gen în dealership. Buy PC, puteți ne luăm, ai un PC achiziționat, hai să ducem la Bitcoin House din nou, să dăm noi un GOTOKP. Perfect, să dăm noi Enter Bitcoin, perfect.
și să ne dăm noi slash comanda Bitcoin. Hai să vedem care ce ne putem lua. Ai primit 4 Bitcoin, sell Bitcoin și nu știu care e treaba, nu te afla pe cât dealer-ia. Unde poți vinde ăsta GPS, să ne ducem din nou la PC dealer. Mamă, deci e o chestie complexă. Goto, de se auzi, mă, goto, că putrea să mă duc eu. Să ne zicem noi aici, a bui pe când, nu prea ne interesează, aici poți vinde Bitcoin-ul. Sell Bitcoin. Ia să vedem care e treaba, sell Bitcoin. Ai primit 8 milioane și cât am dat să-mi cumpăr, în urma minării ai primit 4 Bitcoin. Deci dacă vă luați un calculator, vă cam scoateți profitul, deci puteți să faceți bani super ușor numai din chestia asta. Părerea mea, puteți să dați convert from LGS points to premium points, gen aveți LGS points-urile alea, ia să intrăm, vedeți cum îmi dau convert la LGS points. Ia să dăm noi un DL, să ne ducem noi la Goto LS, perfect, să ne dăm și noi un spawn car 411. Să intrăm pe băieți, cum putem să ne dăm convert și unde putem să ne dăm convert. Desigur, aveți la de început un server, nu știu dacă e pun comanda bonus, ai luat deja acel bonus de 50 de milioane, rar voucher și un level 3. Dacă dăm noi un voucher, să vedeți aici că am, nu ai voucher, e probabil încă, la level 3. Level 3 instant, văd când intrați pe server. Probabil trebuie să dați voi comanda slash bonus, doar că eu mi-am setat levelul prea mare și nu prea mai pot să mai dau acum. Hai să dăm și noi flip și FV, perfect. Desigur, aveți un bonus zilnic între 25 și 100 de PP-uri, între 10 și 30 de milioane, între 200 și 500 candies, 10 râpuri și 500 și 1000 LGS points. LGS points-uri astea sunt cum sunt B-points-urile pe BHOD, GPS și convert dacă ai 5000 LGS. Set, ia să vedem, LGS points, set, valigumo, LGS linuță point, TS, hai să ne punem noi, să ne dăm niște LGS points-uri din astea. Și după aia să ne ducem să ni le convertim, să vedem care este treaba. Voi primiți, gen, toate pasele primiți în funcție de câți player au jucat pe server în ziua respectivă. Pe scurt, cu cât mai mult, cu atât mai mult bonus, așa mi-au zis băieții. La momentul actual sunt 21 de player online, la ora 22.07. Este un server de succes, părerea mea, adică are destul de bine player pe server. Totodată băieții au și un quest special, o să-l vedem mai încolo, să vedem care este treaba. Hai să dăm noi un GPS, după aia să vă arăt că puteți să dați și puteți da și haste și cam asta ar fi să vă deprezentat. După aia să vorbim un pic despre modpack. Ia să dăm noi un convert. Nu ai 5000 LGS point. Set valigumo LGS point point 5123. Hap, gata, convert, ia. Bossule, ți-au fost retase 5 bossule, ți-au fost retase 5000 LGS point și ai primit 250 PP-uri. Bun, bă, deci dacă, gândiți-vă că dacă primiți între 500 și 1000 LGS points-uri bonus zilnic pe server, gândiți-vă că faceți o grămadă de dineros din ăștia, gen de PP-uri și o grămadă de bani, deci avere face super ușor, desigur, băieții, cred că caută și oameni în facțiuni, nu știu dacă exact s-au ales, da, să caută lideri, oameni în facțiuni, cred că și staff să caută, aplicațiile se fac pe slash Discord, aveți și pe server comanda slash Discord. Hai să vedem care este treaba cu haste-ul. Hai să dăm noi un GPS, să vedem dacă avem pe aici haste. Aha, da, haste. Pac, hai să dăm din nou la haste. Să dăm noi un goto cap, perfect. Și să vedem unde este haste-ul. Mama, aici, în vârful muntelui. 3 premium points, așa. Ai cumpărat succes, da, au băieți o problemă aici, succes, o copie la cheie, ți-au fost retrase 3 puncte premium. Hai să ne ducem noi goto cap să ne ia mai puțin timp. Ia să vedem aici care e treaba, intrăm, mergi la checkpoint pe acoperiș, am înțeles, dăm noi cu comanda slash fly să mergem noi un pic mai repede, mamă ce-mi place, că să vede motion blur-ul ăsta, deci e prea top după părerea mea, trebuie să mergem noi să ajungem la chestia asta aici, cred că trebuie să furăm mașinile, apasă F în dreptul mașinii pe care o vrei, Infernus sau în râgă, exact, tata, direct Infernus vreau, nu mai stau. Ai grijă să nu cobori din mașină, mergi la checkpoint și livrează asta, hai să dăm noi cu goto cap. Deci am primit și aici 23 de milioane 500 de mii, deci dați undeva profit, dacă dați 5 milioane, undeva profit de 18 milioane fix în cap, adică 18 milioane, da, fix 18 milioane aveți, gen, vă cumpărați haste-ul voi cu, vi-l cumpărați cu 5 milioane și pe lângă asta câștigați 23 de milioane, dar oricum ați dat 5 milioane să vi-l cumpărați, ați înțeles voi ce vreau să spun. Acum să vorbim despre mod pe culor, am zis că am tot ce au băieții aici. De Supreme Vehicle deblochează mai mulți kilometri decât Stage. Ia să vedem noi care e treaba, cât prind eu cu troaca asta mea. Ia să mă duc eu un pic la
Gotul V, să vedem cam cât prind, să dau un pic cu speed-ul eu, ca să prind mai repede viteza ei maximă. Băieții au niște mod pack-uri, nu o să le las în descriere sau așa ceva, sau mai departe, pentru că nu știu, nu sunt făcute de mine. Nefiind făcute de mine, na, vă dați seama că nu știu exact ce conțin. Na, normal că nu conțin keylogere sau lucruri din astea, dar oricum le cereți lor și o să vi le da. Deci 209 prinde la oră cu toate astea, probabil prinde mai puțin fără astea. Vai! Așa, tata, am fenta și asta. Acum să vorbim despre mod pack. M-a ajutat desigur Bârzoiu să instalez mod pack-ul ăsta. Este un DirectX simplu. Știți că am mai scos eu un mod pack cu DirectX normal. Este un mod pack super, super genial din punctul meu de vedere. Un mod pack care merită toate creditele. Și care nu este greu de făcut, doar am instalat niște moduri în el. Ah, da, mi-am pus eu, hai să mergem să vă arăt pe unde mi-am pus eu niște texturi. Opa, stați așa că am ieșit din SAMP. Hâs, Gionule, nu prea am vrut treaba asta. Să mai întâmplă, am dat pe monitorul secundar din greșeală cu cursorul, că se mai buguează uneori din cauza că am două monitoare, nu din cauza mod pack-ului sau ceva în genul ăsta. Să vă arăt, am și pâns să fă niște texturi și niște din astea, mă intră mai repede în joc. Am înțeles, da. După 5.000 de ani am intrat și noi în joc, ne-a băgat pentru că, na, fiind DirectX, nu este deloc bine optimizat, este mai greu. Pe aici pe undeva am eu texturile puse, deci fix pe aici sunt texturi. Stați să vă arăt exact și străduța unde era poza făcută cu texturile. În mare parte pe aici vedeți și voi efectiv ce texturi sunt, ce crăpate sunt drumurile astea, în ce fel arată străzile, am pus și o vegetație super mișto. Vedeți, iarăși mi-a dispărut chat-ul, trebuie să-l bag în bară și după aia să redeschid. Unde aveam texturile alea? Ah, aici, pe unde apă, da, exact pe străduța asta aici, vedeți că aici sunt niște texturi speciale. Și pe aici la fel sunt niște texturi speciale cam în toată zona asta a Grove Street-ului. Cam tot ce vedeți voi pe map aici. M-am pus și... cred că mi-am luat crash, da. Mi-am pus și niște moduri, mi-am pus și sampadon în el. Și cam asta ar fi episodul nostru. Nu uitați like, subscribe și share dacă v-a plăcut. Eu vă pup și numai bine, băieți. Salut!